De ce se întâmplă aici? Deci, vedeți, sunt zinii, să spunem, de astea dubioase, complet. Cam ce se spune este că asta se întâmplă și la familia Nicolaescu. Se spunem. Asta făcea, să spunem, soția acestui profesor de fizică, deci bătrânul. Și v-am spus, mai era și o bibliotecă din asta de chimie, pus în alt spațiu din asta, de fazaj, să spunem, chimic și de lumină. Deci spațiu e folosit foarte eficient aici. Și după asta mai erau niște apartamente. Din astea, să spunem, în care stăteau niște blonzi. Aici sunt alte orașe deasupra, care ar fi împotriva unui bombardament atomic, dar să face și un bombardament atomic, eu nu cred să face. Sunt mai multe orașe aici, băgați cumva unul în altul, dar sunt cam pustii. Și în orice caz, pe aici, banii se duceau tot undeva suspect. A spus lumea, deci împotriva mea, ca să mă omoare și să-mi... Deci eu nefiind iritul ăsta, să spunem, musulman. Și să facă dispariția cadavrului. Mai sunt, să știa, vreo mii de combinare astea strane, din substanță speciale, unde se intre unești chei chimici. Pe acolo a fost văzut și Pol Pot. Și Nicolae Ceaușescu, care a plecat. Foarte negativ, deci situație foarte negativă. Ei au fost pe aici, chiar că au simțit ei că ceva nu e în regulă, ies rău, băi, da, ies foarte rău. Asta e. Am trăit 10 ori mai prost, așa trăia, uite și săracul ăsta, copilul Nicolaescu, blondul, dar el totuși s-a realizat cât de cât.